Bine ați venit în Laboratorul de Tehnologii în Industria Alimentară. În cadrul acestui laborator am dezvoltat cercetări privind folosirea subproduselor de la procesarea cătinei pentru creșterea funcționalității unor produse alimentare. O serie de cercetări realizate aici au vizat extracția în ulei vegetal de carotenoide și alți compuși bioactivi din tescovină de cătină, un produs secundar din industria sucurilor și folosirea acestora la fabricarea maionezei. Prin urmare, scopul acestui studiu a fost evaluarea utilizării la fabricarea maionezei a unui ulei vegetal îmbogățit cu compuși bioactivi extrași direct din subproduse de la procesarea cătinei pentru a îmbunătăți culoarea, stabilitatea oxidativă și calitatea senzorială a maionezei în timpul depozitării. Deși este foarte apreciată pentru aroma sa specială și textura cremoasă, maioneza este susceptibilă la oxidarea lipidelor, care este asociată cu generarea de radicali liberi, formarea de componente toxice și aromatice, precum și decolorarea, afectând astfel proprietățile senzoriale și nutriționale și stabilitatea la depozitare a maionezei. O strategie obișnuită pentru întârzierea sau prevenirea deteriorării oxidative este adăugarea de antioxidanți sintetici, precum butilhidroxitoluenul, însă acești antioxidanți sintetici sunt asociați cu posibile efecte dăunătoare asupra sănătății. Prin urmare, există un interes din ce în ce mai mare pentru înlocuirea antioxidanților sintetici cu cei obținuți din resurse naturale. Fructele de cătină sunt în prezent de mare interes datorită proprietăților lor nutraceutice și conținutului ridicat de compuși antioxidanți. Tescovina din cătină include pielițe și semințe și pulpă reziduală rezultată în urma procesării fructelor de cătină pentru extragerea sucului prin presare. Această tescovină a fost inițial uscată într-un uscător cu aer cald la 60 de grade, apoi măcinată, apoi a fost supusă macerării la 20 de grade Celsius în ulei rafinat de floarea soarelui la două concentrații, respectiv 5 și 10%, timp de 10 zile. Extracțiile au fost urmate de filtrare, iar uleiurile rezultate au fost colectate și au fost folosite ulterior la fabricarea maionezei. În uleiuri s-a determinat conținutul total de carotenoide, de asemenea indicele de peroxid și parametrii de culoare. Au fost preparate din aceste uleiuri patru formulări diferite de maioneză, și anume maioneza Martor, realizată după rețeta clasică, maioneza cu adaos de 0,1% butilhidroxitoluen ca și martor pozitiv, o maioneză realizată cu ulei de floarea soarelui în care s-au extras 5% tescovină de cătină și una realizată cu ulei în care s-a extras 10% tescovină uscată de cătină. Stabilitatea oxidativă a maionezei a fost determinată prin monitorizarea indicelui de peroxid a substanțelor reactive la acid tiobarbituric în timpul depozitării. S-au determinat de asemenea indicele de aciditate, parametrii de culoare ai maionezei, indicele de peroxid, substanțele reactive la acid tiobarbituric și caracteristicile senzoriale ale maionezei imediat după preparare și după 14 și 28 de zile de depozitare. Conținutul total de carotenoide al uleiului a crescut de aproximativ 12 și respectiv 21 de ori după extracția 5 și respectiv 10% tescovină uscată de cătină. Ca urmare, această extracție a modificat semnificativ parametrii de culoare ai uleiurilor, care au devenit portocalii ca rezultat al extracției carotenoidelor. De asemenea, îmbogățirea cu carotenoide a determinat o creștere semnificativă a activității antioxidante a uleiurilor. Culoarea probelor de maioneză îmbogățită cu carotenoide din tescovină uscată de cătină a fost mai galbenă, cu intensitate tot mai mare în funcție de cantitatea extrasă. În concluzie, rezultatele studiului nostru au arătat că maioneza îmbogățită cu carotenoizi
norma extracției a 5% de scovină uscată de cătină în uleiul folosit la fabricarea acesteia a prezentat o stabilitate oxidativă mai bună. De asemenea, pe lângă aspectele nutriționale legate de creșterea funcționalității acestui produs, îmbogățirea cu carotenoide a maionezelor a condus la îmbunătățirea caracteristicilor sale cromatice, ceea ce poate conduce la creșterea atractivității și încrederii consumatorilor.